Știi ce n-am făcut noi de mult? Un clip cu preferate. N-am mai făcut de mult un clip cu preferatele lunii, dar m-am gândit să fac un clip cu preferatele verii. Practic, ce parfum am purtat eu cel mai des în vara aceasta, care mi-a plăcut cel mai mult. Și o să încep cu fabulosul verii. Bine, el este un parfum și de timp rece, sincer nu prea mi-a păsat de ce anotimp este, l-am purtat oricând am avut ocazia. Este vorba de Quatre Iconic de la Boucheron. L-am purtat zi, că e seară, că e orice ocazie, pentru că îmi place foarte mult de când l-am comandat și până acum. Este un blind extrem de reușit, adică nu l-am mirosit în magazine înainte. De când l-am comandat și până acum l-am purtat de fiecare dată cu prima ocazie, cum vă spuneam, nu mi-a păsat de anotimp, nu mi-a păsat că zi, că seară, că nimic. Este un parfum extrem, extrem de frumos pentru iubitoarele de flori albe și mai ales de tuberoză. Este o splendoare. Este absolut superb. Și nu o să-l pulverizez pentru că deja este foarte puternic. Dacă l-aș pulveriza pe el, ar strica mirosul și n-aș mai putea să simt celelalte parfumuri despre care trebuie să vorbim. Este un parfum balsamic, ambrat. Eu îl simt și foarte gurmand, sincer. Acele note de balsam de Peru îl fac să se simtă dulceag, cumva aromat foarte bine și cumva arătent așa lipicioasă, de parcă este un sirop sau ceva lipicios foarte bun de mâncat. Deși nu este un dulce vanilat sau zaharos, el se simte foarte, foarte gurmand pentru nasul meu, pentru mine. Notele de tuberoză seamănă foarte mult cu cele din Gucci Bloom, mi se pare mie. Per total, este un spectacol. De la prima pulverizare, el este bombastic, miroase, intens. De la prima mirosire, nu trebuie să aștept să treacă vreun miros, alcoolic sau spiritos de la început. Nu, el este aromat de la prima pulverizare și persistă toată ziua. Este un parfum foarte persistent și intens și la un preț bun. Asta m-a cucerit la el. Persistă undeva peste 7-8 ore. Toată ziua ține pe mine, nu mai zic pe haine sau în păr, că stă acolo câteva zile și intens de umple camera. Când stau indoors, zic așa, în casă sau știu că merg undeva într-o încăpere, el umple camera, așa că nu dau mai mult de una, două, maxim trei pulverizări, dar dacă merg undeva în afară, outdoors, să zic așa, afară în parc sau unde merg eu, dau mai mult cu una, două pulverizări, deci maxim 5, să zic așa. Cam așa îl folosesc eu pentru că este destul de intens, mă bucură chestia asta, dar mie așa îmi place să-l dozez. Cel puțin acum, vara, cât e cald. S-ar putea ca atunci când vine sezon rece să folosesc mai mult. Dar vedem, că nu știu cum e. Mai departe, un alt parfum pe care l-am purtat super des în vara aceasta este de la Emporio Armani Diamonds. Nu știu cât de multe știți despre el, pentru că el nu este chiar așa de popular, dar este o splendoare de parfum pentru iubitoarele de parfumuri florale. Un floral proaspăt, floral și atât. Eu nu simt note grele în el, nu simt lemnos, de exemplu, că sunt multe dintre voi care mi-ați scris că vouă nu vă plac parfumurile care au și note lemnoase sau note mai grele în parfumurile florale, așadar ăsta este unul din acele parfumuri care nu știu dacă neapărat nu are, dar nu, eu una nu simt. Este un parfum lejer. Un parfum care are note super bine alese de flori. Nu sunt flori banale, nu sunt flori comune sau des întâlnite. Nu e aceeași notă de trandafir, aceeași notă de flori albe. Nu, el are ceva super, super diferit. Mă duce puțin cu gândul, dar puțin, la Pleasures de la Estée Lauder. Are cam același vibe, fără să fie primăvratic, dacă acela eu una îl văd doar pentru primăvară, pentru că miroase a liliac, miroase a flori proaspete de primăvară, acesta ar fi varianta aceluia Pleasures de vară, pentru care
note foarte gingașe, foarte pure, cum e Pur Blanca de la Avon, super renumitul și super iubitul Pur Blanca, cam așa este și acesta, se aseamănă foarte mult, este genul cristalin frumos, dar cu mult mai mult rafinament decât Pur Blanca, mi se pare mie, mult mai frumoase florile, mult mai aromate și are și el ceva dulceag în el, nu ne referim aici la un dulce vanilat, ci un dulce al florilor, de parcă e un nectar al florilor ascuns aici în el. Ca persistență undeva la 6-7 ore, intensitate medie spre delicată, proiectează destul de drăguț, dar aproape de tine, cam așa, la jumătate de braț de tine, cam așa este proiecția lui. Pe coatră îl simți de la 3-4 metri. Mai departe, un alt parfum pe care l-am purtat tot așa vara aceasta este Pink Sugar Berry Blast. Vă spuneam eu în unboxing-ul lui, că acolo am făcut și eu o comparație cu Pink Sugar original. Vă spuneam că este destul de asemănător ca intensitate și ca miros cu originalul. Să știți că este și ca persistență super asemănător cu originalul. Deci dacă aveți originalul, știți la ce să vă așteptați și de la acesta. În schimb, acesta ce are schimbat sunt notele de fructe de pădure, cel puțin cele de la început. Se simt foarte clar, foarte proaspete, foarte gurmand, te nebunește, e la fel de tare, miroase în continuare a bomboane, a zahăr, a vată de zahăr. Este o nebunie de parfum, iar vara mi se pare că este momentul lui de glorie. L-aș lua pe plajă, l-aș lua în vacanță, l-aș lua la orice eveniment sau oricând vreau să mă simt veselă, jucăușă. Miroase foarte bine. Aș avea tendința să mă dau cu el, parcă simt cu ardoare nevoia să-l pulverizez, doar că mai am parfumul despre care să vorbesc și aș vrea să nu-mi stric mirosul. Nu încă. După ce închid filmarea, o să mă parfumez cu el. Mai departe. Am aici Flower Bomb Dew de la Victor & Rolf. Sincer, acesta este sezonul lui. L-am găsit. Aveam impresia că este primăvara, dar nu. Mi se pare că vara este minunat. Vă povesteam la un moment dat despre el că prima oară când l-am luat, eu mai întâi l-am mirosit în magazine, l-am testat pe blotter, l-am mirosit, l-am paratestat, m-am dus mai multe zile la rând și am zis da, merită acest parfum, chiar merită. Și l-am comandat și a venit acasă și acasă l-am pulverizat pe mână. Și pe piele se simțea super diferit. Nu neapărat urât, ci foarte diferit de ce mirosisem eu în magazin. Și m-am gândit, măi, stai puțin, dar ce e în neregulă? Și mi-am dat seama că aveam nevoie de puțin timp să mă obișnuiesc cu el, cu mirosul lui, pentru că are note de rouă în deschidere. Note care nu seamănă cu notele acvatice, dar sunt ciudățele pentru mine. Și asta combinat cu faptul că era un sezon mai rece, l-au pus într-o lumină foarte proastă și atunci l-am simțit foarte urât și am zis nu. Dar tot i-am dat șanse și i-am dat șanse, iar vara aceasta, sincer, a fost o mega, mega surpriză pentru mine, pentru că se simte, notele de rouă nu se mai simt și nu mai sunt acolo. Și se simte excelent. Și să vă spun cu ce seamănă, că mi-am dat seama, mi-a luat ceva să mă prind, dar mi-am dat seama cu ce seamănă. Inițial, nu știam cu ce să-l asemăn, pentru că simțeam că seamănă cu ceva, dar, mă, dar de unde, ce e ăsta, ce simt, cu ce seamănă? Este foarte asemănător cu noul flanker de la Vie Belle, din acesta din 2023, cu Iris Absolu. Și cu Valentino Donna de la Valentino. Acestea sunt super, super asemănătoare. Putem pe cele trei să le numim surori. Este minunat. Foarte, foarte bine și foarte clar se simte irisul. Un iris pudrat și foarte natural. Apoi se simt și note de mosc. Note foarte pudrate și moi, catifelate, super, super bine, foarte bine blenduit și este și foarte persistent. Persistă cam 7-8, poate chiar 9 ore pe piele,
Nu mai zic că îți rămâne foarte mult timp în păr, foarte mult timp pe haine. Și mirosul, cum spuneam, el este fabulos vara. M-a nebunit, m-am reîndrăgostit de acest parfum. Îmi place mai mult decât atunci când l-am mirosit în magazine și m-am hotărât să-l cumpăr. E mult, mult mai frumos și este o surpriză pentru mine că am descoperit care este sezonul lui. Și da, seamănă foarte mult cu Valentino Donna și cu Iris Absolut de la Lavievel. Splendid! Splendid! Mai departe, tot că vorbim de Lavievel, avem aici Lavievel Intensement. Eu am avut așa o relație foarte ciudățică cu acest parfum pentru că mă așteptam, fiind Intensement, să fie un parfum intens, dar nu este foarte departe de Lavievel clasic. Ce are el diferit, mi-a luat o grămadă de timp să-mi dau seama și la el, diferența este că dacă la Viebel ar fi ca un fel de limonadă, el ar fi ca un fel de suc spre nectar, mult mai concentrat, să zic așa, în note fructate. O să folosesc un blotter de data aceasta, să folosesc un blotter pentru că nu mai am loc pe mâini și o să mai am niște parfumuri despre care vreau să vorbesc și vreau să le fac loc tuturor. Vai, cât de bine miroase! Excelent, excelent! Este un fructat atrăgător, relaxat, casual cumva și chic. Este genul pe care l-aș purta la un ceai, la un date, la o întâlnire romantică sau nu, la petreceri. Este foarte, foarte potrivit pentru orice ocazie, pentru că este un parfum care poate fi asortat ușor la orice ținută, chiar și foarte elegantă, chiar și foarte casual. Foarte drăguț. Are și el note florale printre fructe. Note florale ușor, ușor pudrate, nu foarte tare, nu se apropie de cel de mai devreme Flower Bomb Dew, foarte drăguț. Spuneam că este persistent, undeva la 7-8 ore. Ca intensitate este un mediu, este cam la fel, poate cu un pic mai intens decât cel original la Viebel, deși diferența dintre ele nu este chiar foarte mare, nu este chiar foarte sezizabilă, să zic așa. Dar mi-a făcut plăcere să-l port. Mai departe, am aici două minunate parfumele pe care abia aștept să le port vara, și cum vine vara, le port. Sunt de la Dolce & Gabbana din seria Dolce, avem Peony și Garden. Cele două sunt foarte frumoase și foarte diferite în același timp. Peony, din păcate, cred că este discontinuat. Dacă aveți norocul să-l mai găsiți pe piață și știți că vă plac bujorii, să știți că acesta este foarte, foarte plăcut. Pentru mine una este foarte plăcut. Este genul de bujor întunecat. Un bujor negru, nu știu cum să zic, îl simt foarte diferit de alte note de bujor din flori. Este un miros foarte, foarte plăcut. Și relaxant pentru mine, îmi place foarte mult să-l port, chiar și în casă îl port foarte des și dacă vi-l arăt și pe acesta Garden, acesta care este un pic mai intens, Garden și Peony. Vedeți că din Peony am consumat un picuț mai mult. Pentru că vara trecută, nu, acum două veri, am făcut așa o pasiune pentru el, l-am purtat foarte, foarte des. Și vara aceasta am făcut pasiune pentru celălalt, pentru acesta Garden, deși Garden nu este chiar denumirea potrivită, pentru că este un parfum cu foarte multe note exotice, ca o salată de fructe exotice. Avem acolo ananas, cocos, mango, kiwi, avem și ylang ylang, avem o grămadă de arome exotice, tropicale, o nebunie, o salată, o magie de miros. De asta spun că această denumire Garden nu prea îi se potrivește, poate un fel de exotic garden, tropical garden, I don't know. Nu știu, e foarte, foarte plăcut. Este un pic mai intens decât Peony, de aceea nu dau foarte mult din el. Are note înțepătoare, dar foarte, foarte plăcute. Cele două
Dacă au așa o mică diferență la intensitate, ca persistență, sunt cam la același nivel, cam 6 ore persistă ele, 6-7 maxim, dar pentru vară, pentru caniculă, sincer, nici nu vreau tot timpul să le am pe mine. Uneori nu port niciun parfum la cât de cald este, pentru că îmi dă mirosul peste cap, dar ele sunt cele mai portabile, să zic așa, pe care le port. Și știu că mă vor bine dispune la sigur. Ei bine, acestea au fost preferatele verii, parfumele pe care le-am purtat eu cel mai des vara aceasta. Sper că v-au plăcut și spuneți-mi și voi care sunt preferatele din vara aceasta pentru voi. Iar până data viitoare vă urez toate cele bune! Pa, pa!